de introducere, pentru că oricum suntem în întârziere, motivul care ne cerem scuze de la cei care sunt aici de ceva timp. O să începem ca la orice adunare de-a noastră cu rugăciunea tot de Părinte Mihai. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin cu toții. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, dacă cer ce părinte binecuvântați. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Amin. Oameni buni, aș vrea să vă urez și eu bun venit alături de noi în această seară de decembrie, un decembrie al sărbătorii, dar și al postului, al unui post despre care invitații noștri din această seară ne vor vorbi, pentru că tema din această seară este despre post, beneficiile sufletești și trupești ale postului. Avem ca oaspeți de seamă în această seară pe Părintele Mihai Dragomir de la Biserica Sfântului Eleftherie, pe doamna dr. Flora Damaschin, care îi mulțumesc din suflet pentru că a făcut acest efort de a veni de la Constanța pentru a ține un cuvânt despre post în fața dumneavoastră, și domnul dr. Pavel Chirilă, cel care nu mai are nevoie de nicio prezentare, atât de bine cunoscut dumneavoastră. Pentru început, aș vrea să-l rog pe Părintele Mihai să ne adreseze un cuvânt despre post, desigur. Cum vă simțiți? Stimați invitați, recenți părinți și iubiți frații în Hristos Domnul, despre post am putea vorbi fiecare dintre noi. Știm așa, în general, ce înseamnă postul, cum trebuie să postim, care sunt posturile rânduite de Sfânta Biserică. Dar în vremurile pe care le trăim, postul care este aproape de sufletul nostru, este destul de încercat și de contestat. În această lume în care ni se pare că știm multe, cunoaștem multe și chiar că suntem stăpâni pe gândurile și pe trupurile și sufletele noastre. Mai ales acum când postul este încercat cu o confuzie. Mi se pare că postim, îl reducem numai la trup și la mâncare. Pe de altă parte, trăim într-o lume a consumismului în care vedem o abundență de alimente și ni se pare că sunt la îndemâna noastră în orice perioadă a anului. Sigur, noi vorbim despre postul creștin. Mai putem spune că pe lângă post există un post fals sau un fals post în care unii își fac postul lor. Zic, eu postesc catolic, eu postesc numai de carne, eu postesc un post vegan, cum se numește acum așa alimentația asta, dar eu aș vrea să punctez câteva lucruri, și anume fundamentul postului creștin, postul fundamental teologic și dogmatic. În primul rând, să ne amintim că Mântuitorul Hristos în predica de pe munte așează postul între faptele dreptății. Și spune, luați seama ca faptele voastre, faptele dreptății, să ne faceți înaintea oamenilor. Și faptele dreptății sunt trei. Postul, rugăciunea și milostenia. Postul așează la capitolul 6, versetele 14 la 15. De asemenea, Mântuitorul așează postul ca o armă împotriva celui rău.
acest neam de diavol nu este decât numai cu rugăciune și cu post. Dar și mai important este că Mântuitorul așează postul într-o perspectivă eschatologică. Să ne amintim că atunci când au venit ucenicii Sfântului Ioan Botezătorul la Domnul și a spus: noi postim și fariseii postesc, ucenicii tăi de ce nu postesc? Și Mântuitorul le răspunde: pot oare fii nunții să postească când mirele este cu ei? Când nu va fi mirele cu ei, atunci vor posti în acele zile. E ușor de explicat și de înțeles și pentru dumneavoastră acest cuvânt al Mântuitorului, arătând că atâta timp cât era pe pământ, intrea într-o bucurie extraordinară. Bucurie pe care și Sfântul Apostol Petru și-a manifestat-o la schimbarea la față. A zis: Doamne, ce bine este nouă să fim aici. Când mirele se va lua de la ei, deci când Mântuitorul va pleca după jertfa sa, atunci vor posti la acele zile în așteptarea întâlnirii cu Domnul. Vă amintiți că după înălțarea Domnului la cer, Sfinții Apostoli și urmașii lor trăiau cu această perspectivă eschatologică de reîntâlnire, de așteptare, de revenire a Mântuitorului Iisus Hristos. Sigur că și pentru noi timpul acestei vieți este timpul pregătirii și așteptării și a răspunsului pe care vom da noi Mântuitorul Iisus Hristos când va veni la a doua venire. Aș vrea să vă citesc două mici texte legate de esența postului. Un cuvânt al Sfântului Marcu Ascetul care spune: celui ce flămânzește pentru Hristos, harul îi se face hrană. Celui ce însetează, băutură prea dulce. Celui ce tremură de fric, haină. Celui ostenit, odihnă. Celui ce se roagă, de plină încredințare. Celui ce plânge, mângâiere. Și un cuvânt foarte frumos, foarte frumos, din păstorul lui Herma. Un cuvânt care ne arată ce fel de post dorește Domnul de la noi. De altfel, despre post găsim un cuvânt frumos și la Isaia, în capitolul 58 al prorociei sale, legat de esența postului. Iată ce spune păstorul lui Herma: pe când posteam și stăteam pe un munte, mulțumindu-Lui Dumnezeu pentru toate câte a făcut cu mine, văd pe păstor stând lângă mine și zicându-mi acestea: pentru ce ai venit aici așa de dimineață? Pentru că fac de gardă, Doamne, i-am răspuns eu. Ce este această gardă? M-a întrebat el. Postesc, Domnule, i-am zis. Dar ce post este acesta pe care îl postiți? M-a întrebat el. După cum am obișnuit, i-am răspuns: așa postesc. Nu știți să postiți lui Dumnezeu, mi-a spus el, și nici nu-i folositor postul acesta pe care îl postiți lui. Pentru ce spui aceasta, Domnule? L-am întrebat eu. Îți spun, mi-a răspuns el, că nu-i post postul acesta pe care vi se pare că îl postiți. Dar eu te voi învăța care post este bine primit și desăvârșit înaintea lui Dumnezeu. Da, Domnule, i-am spus, mă vei face fericit dacă voi cunoaște postul cel bine primit de Dumnezeu. Ascultă, mi-a zis el. Dumnezeu nu vrea un astfel de post zadarnic, că postind așa, nu faci nicio faptă de dreptate înaintea lui Dumnezeu. Postește, dar, lui Dumnezeu un post ca acesta. Să nu faci nicio faptă rea în viața ta, ci slujește Domnului cu inimă curată, păzind poruncile Lui și mergând pe calea hotărârilor Lui. Să nu se suie inima ta nicio poftă rea. Crede însă lui Dumnezeu că dacă vei face aceasta, dacă te vei teme de El și dacă te vei înfrâna de la orice lucru rău, vei trăi în Dumnezeu. Dacă vei face acestea, vei posti post mare și primi de Domnul. Fie binecuvântat postul.